Bună, guys! Bine v-am găsit la al treilea episod de loadout-uri în CSGO. Astăzi m-am focusat pe culoarea roșie și am reușit să creez un loadout alcătuit din 12 arme la prețul de 77 de euro. În legătură cu uzura armelor, tot loadout-ul este alcătuit din skin-uri field tested. Funcție de plăcerile fiecăruia, m-am gândit că veți alege să mergeți pe un skin minimal wear, pe Star Trek sau respectiv pe un skin care are suvenir, astfel că vom încadra acest clip într-un loadout alcătuit din 12 arme roșii de până în 100 de euro. Dacă vă place această serie, nu uitați de butonul de like, de un comentariu cu ce culoare să facem pe viitor și dacă ai cumpăra această combinație. Disclaimer! Țina vă spune că majoritatea skin-urilor pe care le-am găsit astăzi sunt într-o asociere de roșu cu negru. Primul skin de astăzi este glocul Water Element, pe care l-aș alege în detrimentul lui Candy Apple, pentru că acesta este full roșu, chiar și pe mânerul pistolului. Este simpatic totodată pentru că are acel element desenat pe el. Prețul său field tested este de 4 euro în acest moment. Continuând cu USP-ul Check Engine, pistolul de bază al counter-teroriștilor, un skin ieftin pentru aspectul său frumos, are prețul de 1,20 de euro fără suvenir. Full roșu de această dată cu o tentă spre burgundii. În reflexiile soarelui se vede absolut genial. P250-ul Muertos, care permiteți-mi a vă spune că este unul dintre acele skin-uri ce ar merita un preț mai mare după părerea mea pentru felul mișto în care pot fi desenate acele inscripții pe el. Un pistol des folosit în timpul unui match, mai ales la rundele de eco. AVP-ul de buzunar, Deagle-ul Crimson Web, singurul Deagle cu o tentă de roșu spre burgundii, dar la un preț mega accesibil de aproximativ 5 euro față de fratele său Code Red, care are un preț mai ridicat între 18 și 175 de euro. Nu puteam să nu includ în acest loadout Mac-10-ul Candy Apple, arma ce te ajută să faci rush-ul ăla la B pe Mirage. Prețul său este de 0,13 cenți fără suvenir și cu suvenir costă între 3 și 8 euro. E frumos, îmi place că menține ideea de roșu cu negru, combinație ce nu poate da greș atât când vine vorba de un outfit în viața reală, cât și pe aspectul armelor. MP9 Ruby Poison Dart, cu prețul de aproximativ 1 euro, asta doar pentru a ne putea încadra în suma propusă, dar dacă dispuneți de un buget mai mare, skin-ul full roșu pe MP9 este Hot Rod, care este tot roșu cu negru, fiind simplu construit fără alte texturi pe el, dar costând între 17 și 25 de euro. M-am gândit și la Setting Sun. Părerea mea este că atât Ruby Poison cât și Setting Sun duc mai mult spre portocaliu. Aici rămâne ca voi să alegeți care vă place mai mult. Personal, aleg să merg pe un Ruby Poison pentru că are acel imprimeu de lavă pe el. Este chiar simpatic, nu? Mergând spre arma mea preferată din ultima săptămână, XM-ul, am ales Tranquility. Arată bine, are și o domnișoară desenată pe el, îți trolezi adversarul, ce altceva să vrei mai mult? Lăsând gluma puțin la o parte, skin-ul chiar este frumos, costă 4 euro și atâta timp cât chiar joci destul de des această armă, care este un killer de vibe pentru adversari, măcar să vadă și ei fata aia drăguță de pe el. Este timpul pentru armele de calibru mare și anume AK-47 Redline, prețul său este ok, aspectul este unul plăcut, nu conține atât de mult roșu, dar are acea eleganță și îmbinare cu culoarea noastră de astăzi. Totodată un skin destul de întâlnit în inventarul jucătorilor, asta pentru că prețul său este de 17 euro field tested, accesibil, bun, frumos. Parte de CT, evident că am ales M4A4 Evil Daimyo, un skin pe care mi-l voi achiziționa și eu cât de curând, îmi place felul în care sunt proporționate culorile pe el și cum arată mai ales în lumină. Costă doar 3 euro field tested și aproape 7 euro factory new. De data asta am ales să includ și augul Seed Mid, pentru că deși știu că mulți jucători critică oamenii ce joacă cu augul, trebuie să privim obiectiv, mai ales că este o armă întâlnită des la nivelul pro. Auge power, nu?
Seed Meat, deși conține mai multe nuanțe de culori, nu doar roșu cu negru, ci și galben în anumite zone plus verde, este singurul aug roșu în preț decent. Fratele său de culoare ar fi Hot Rod, dar prețul său este de 190 de euro, așa că mai bine investim în altă parte, într-o armă mai des folosită sau plăcută atât de tine ca jucător cât și de coechipierii tăi. AVP-ul Redline cu prețul de 23 de euro Field Tested, întrunind familia cu acaul pe care l-am menționat mai devreme, tot din gama Redline. Precum v-am mai spus, combinația dintre aceste două culori mi se pare elegantă, este o armă foarte folosită pentru că fiecare echipă dispune de un main AVP în ea. Sunt de acord cu faptul că probabil unii dintre voi v-ați fi așteptat la Wildfire, dar acesta are prețul de 24 de euro la Battlescarred, care nu merită achiziția și mai apoi urcă cu prețul de la 37 până la 256 de euro. Este un skin scumpicel Wildfire-ul pentru a-l fi putut integra în acest loadout, dar poate pe viitor la sume mai mari ne vom întâlni și cu el. Și pentru că mi-au mai rămas câțiva bani, am ales și un scout SSG Dragonfire, care, deși nu este full roșu, conține această culoare. Probabil un skin cumpărat strict de cei ce știu a juca cu SSG-ul bine, acel dragon de pe armă arată foarte mișto, mai ales că ies flăcări roșii din nas și se îmbină cu jumătatea armei spre vârf. Impune un respect acel dragon dacă stăm să-l privim puțin mai bine. Și aici ne oprim cu totalul de loadout field tested de 77 de euro. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-am inspirat și pe voi să vă cumpărați un loadout roșu sau poate de altă culoare. Nu uitați de butonul de like, de subscribe și noi ne vedem pe live-uri în fiecare zi. Ciao, ciao, bye!